te-ai trezit? Ai băgat câinii înăuntru? Da. Bună dimineața. Bine te-am găsit. Aoleu, doamne, doamne. Iulia învață la un liceu sportiv, face atletism și are o pasiune pentru uniforma de jandarm, pe care vrea să o poarte în viitorul nu foarte îndepărtat. Îmi place când văd uniforma română, cum este acolo. Mereu mă imaginez în ea. Plus, mama mea a fost, când era mai tânără, la poliția locală și dintr-un caz, dintr-un accident, nu a mai putut să mai continue. Și vreau să iau eu loc. Iulia vrea să-și răsplătească mama pentru toate sacrificiile făcute. Ea și sora ei au fost abandonate de tată când erau foarte mici. Ea a fost singura care a fost lângă mine și m-a ajutat să fiu cunoscută și să-mi îndeplinesc visele. Ea mi-a fost alături, o să-mi fie în continuare. Pe ea o am și îi mulțumesc. Fetele mele au crescut în, alături de mine, cu totul și tot cunosc. Jean e impresionat de povestea Iuliei și îi propune ca în finală să construiască împreună un moment cu totul original. Să găsim un dans și să avem și o recuzită. Pam, 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 pam. Să arăt eu câteva treburi. Umbrela, pac, pac, zâmbetul, moaca, da? Fundul, pac, pac, da? Sus capul, da? Cât mai sexy, da? Da? Diseară facem treabă bună, da? Așa trebuie.